Și suror, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți scripturile împreună cu mine la cartea profetului Ieremia, capitolul 49. Voi citi de la versetul 34 la 39. Ieremia, capitolul 49, de la versetul 34 la 39. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Cuvântul Domnului care a fost spus prorocului Ieremia asupra Elamului, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi sfărâma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie. Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi, de la cele patru marginile cerului, îi voi risipi în toate vânturile acestea și nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugare din Elam. Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorocirea peste ei, mânia mea aprinsă, zice Domnul, și îi voi urmări cu sabia până îi voi nimici. Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam și îi voi nimici, și voi nimici împăratul și căpeteniile, zice Domnul. Dar în zilele de apoi, voi aduce înapoi pe prinși de război a Elamului, zice Domnul. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mă pregătisem în seara aceasta pentru un mesaj diferit, însă, având în vedere evenimentele care se desfășoară în Orientul Mijlociu în aceste zile, atacul Iranului asupra lui Israel, m-am gândit că este bine să ne uităm în profețiile biblice pentru câteva minute și să vedem unde ne găsim din această perspectivă a lui Dumnezeu și ce spune Dumnezeu în această direcție. Iranul de astăzi reprezintă poporul persan, numit Farsi, din vechime, și aș vrea să înțeleagă toată audiența noastră și de aici și de la internet. Iranienii sunt un popor binecuvântat de Domnul în sensul bogății foarte multe, rezerve mari de petrol, dar și cu o capacitate intelectuală mare. Cel puțin aici, în Statele Unite, avem foarte mulți emigranți persani în poziții înalte, doctori, profesori universitari, businessmen, pentru că este în natura lor să se educe, să dezvolte business-uri și să fie oameni cu influență. Problema Iranului este însă faptul că este condus de un sistem totalitar care se numește bunăoară teocratic, adică sub comanda lui Dumnezeu, nu să se înțelegeți a lui Allah, pentru că Allah nu este același lucru cu Dumnezeu, chiar dacă termenul s-a împământenit și pentru Dumnezeu în vocabularul obișnuit arabic. Însă Allah nu este Dumnezeu așa cum știm noi din Scriptură. Și regimul acesta totalitar islamic face ca situația din Iran să fie o situație foarte, foarte delicată. Este în mentalitatea conducătorilor iranieni. Este un grup de 5 persoane care formează Consiliul Suprem al Republicii Islamice Iran. Aceste persoane au funcțiile cele mai înalte în islamismul șiit, pentru că ei sunt de orientare Shia, pe când Arabia Saudită sunt de orientare Sunni. Shia sunt cei mai extremiști, cei mai stricți. Sunt locul de unde vin de regulă teroriștii. În mentalitatea Shia este acest gând că
este în puterea Iranului și este obligația Iranului, ascultați-mă bine ce vă spun, pentru că tot probabil te răsfoiți presa sau vă uitați la știri și vreți să înțelegeți ce ascultați, ce citiți. Este în mentalitatea Iranului, în special a aceștor ayatollahi, așa se numesc cei cinci lideri, este funcția cea mai înaltă în orientarea Shia a islamismului, că ei sunt cei chemați în aceste zile să aducă vremea sfârșitului pe pământ. În gândirea lor, ei trebuie să provoace lumea la o stare de haos și chemarea lor vine din partea lui Allah și a lui Mahomed, profetul islamului, și în haosul acesta să facă să reapară pe piața mondială a intelectualității și a religiei un personaj pe care ei îl numesc Mahdi. Mahdi este numit în gândirea lor și în crezul lor al 12-lea imam sau învățător islamic. Au mai avut 11 înainte, care au fost omorâți, și acesta al 12-lea, cu 1500 de ani în urmă, a fost ascuns și nu se știe unde, și după teologia islamică, de acolo din ascunzătoarea în care se află, se va arăta la vremea sfârșitului, va veni să domnească peste întreg pământul și să islamizeze lumea întreagă. Deci Iranul visează la un imperiu persan, ca în vechime, ba încă mai mare. Mai mare, să ocupe tot pământul. În vremea aceea nu era cunoscută America, dar acum se gândesc și la America, de aceea iranienii nu se sfie să numească America Marele Satan. Și Israel este Micul Satan. Și acești doi dușmani care împiedică civilizația lumii prin islamism trebuiesc îndepărtați, trebuiesc nimiciți dacă nu se supun islamismului și în felul acesta se va reintroduce pe pământ o singură religie, islamică, bineînțeles, șiită, și o singură conducere centrală din Teheran. Acesta este conceptul în mare, nu intrăm în detalii pentru că nici timpul pe care l-am la dispoziție nu-mi permite în seara aceasta, dar noastră trebuie să știți de unde pornim. Problema, deci în Orientul Mijlociu, nu este o problemă politică per se, ci este o problemă religioasă. Problema politică se datorează faptului că islamismul iranian este politizat, este ridicat la rangul de politică guvernamentală, de țară. Și odată politizat islamismul, deci religie politizată, transformată în politică, această religie se cere, după gândirea iraniană, să fie exportată în toată lumea și oamenii să fie forțați să se islamizeze. Dacă nu vor accepta lucrul acesta, vor fi omorâți și pedeapsa preferată este prin decapitare. Acesta este crezul islamic șiit. Deci problema este o problemă de origine religioasă. Atacul acesta cu rachete și cu drone, probabil peste 300, după informațiile care sunt mereu spuse pe știri, este un atac provocator care, după normele Națiunilor Unite și a tratatelor internaționale de la Geneva, este un atac care cere răspuns armat, răspuns militar. Deci dă voie că sunt tratate internaționale care permit să răspundă, să ripostezi sau nu permit. Nu prea se respectă, dar noi trebuie să vorbim în limita tratatelor care sunt. Deci potrivit tratatelor aprobate de ONU, tratatelor de la Geneva, legate de războiul și de pacea între națiuni, o națiune care este atacată pe teritoriul ei, agresată de către altă țară, țara agresată are dreptul să răspundă cu război, să se apere. La ora actuală,
Israelul este în drept să riposteze, să răspundă. Întrebarea este, va riposta sau nu? Va răspunde sau nu? Sigur, numai prim-ministru și ministrul apărării și cabinetul de război al primului ministru este în stare să ne răspundă absolut la ce planuri are Israelul în momentele acestea, însă după Sfintele Scripturi, eu cred că ei vor răspunde. Vor riposta, chiar dacă nu vor riposta în săptămâna aceasta sau în cealaltă. Să nu uităm că este o caracteristică a tuturor poporilor și evreii o au din belșug caracteristica aceasta, anume au o memorie lungă. Țin minte, pentru lungă durată. Și dacă nu răspund acum, răspund la anul pe vremea aceasta. Și tot răspund. Deci nu se lasă fără un răspuns militar. Ce răspuns ar putea să dea evreii? Potrivit textului pe care l-am citit din Ieremia 49, și am să vă arăt și alte pasaje biblice, răspunsul poate să fie unul de lovitură, de apărare asupra Elamului. Elamul, așa cum vă spuneam și în alte ocazii, este ținutul de sud-vest al Iranului de astăzi. Pe vremea profetului Ieremia și Ezechiel, Elamul era un regat de sine stătător, dar a fost cucerit de către persani și încorporat în Imperiul Persan și de atunci, de când a fost încorporat sub Cirus cel Mare, de când a fost încorporat în Imperiul Persan, a rămas parte din Imperiul Persan până în zilele noastre. Dar sigur, Biblia când vorbește, pe vremea lui Ezechiel, când cuvântul și al lui Ieremia, când cuvântul este rostit, cel pe care l-am citit eu, atunci încă exista Elamul, nu era încorporat, pentru că suntem în timpul Imperiului Babilonian, când se vorbesc aceste lucruri. Și de aceea profeția este în legătură cu Elamul. Niciodată în istorie nu s-a împlinit această profeție, de aceea zilele acestea din urmă sunt zilele cele mai limpezi și mai clare în care această profeție să se împlinească. Și ea corespunde cu viziunea militară a lui Israel. În Elam, în sud-vestul Iranului de astăzi, aproape de Golful Persic, de strâmtoarea Hormuz se numește, pe unde circulă marele tancuri petroliere și transportă petrolul din Iran și din Irak. Acolo sunt concentrate cele mai mari fabrici de armament din Iran. Nu numai fabrici de armament, acolo fabricile de rachete, și au rachete foarte sofisticate, vreau să știți, foarte sofisticate, după declarațiile americane, chiar și israeliene, dispun și ei și Coreea de Nord. Vorba ce, n-au ce mânca, dar fac rachete. Au rachete atât de sofisticate și de bine dotate, cu rază lungă de acțiune, încât o rachetă din Iran sau chiar din Coreea de Nord poate să ajungă până la Washington. Dacă nu este întâmpinată înainte, deasupra oceanului, de către sistemul antirachetă american. Deci aici, în sudul Iranului, în Elam, este industria de rachete, de asemenea este industria atomică. Aici sunt centralele de îmbogățire a uraniului pentru a forma bombă cu explozie nucleară. Și textul nostru ne spune foarte clar ce pot să facă evreii. Și evreii cred că planifică lucrul acesta. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi sfărâma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie. Deci primul lucru, un atac preventiv din partea lui Israel este prevăzut în această profeție și cred că asta se va întâmpla cât de repede. Un atac preventiv. În atacul acesta, observați că este lovită
este lovit arcul Elamului, adică baza de lansare a rachetelor. Că poți să ai rachete, dacă n-ai sistemul de lansare a lor, nu poți folosi rachetele. Ori aici, în sudul Elamului, este toată baza de lansare a rachetelor iraniene. Și Israel știe bine lucrul acesta, americanii știu bine lucrul acesta, dar astăzi în declarația președintului Biden a zis că dacă Israelul atacă Iranul, America nu merge să-i susțină. Se pot schimba lucrurile până mâine. Pentru că așa e făcută lumea în care noi trăim la ora actuală, pentru că trăim vremurile cele mai de pe urmă, nu din urmă, cele mai de pe urmă. Deci, un atac preventiv urmează să aibă loc din partea lui Israel, care să lovească baza de lansare a rachetelor din Iran. Prin aceasta îi face inofensiv pe iranieni, nu mai pot trimite rachetele acelea cu rază medie de acțiune care să ajungă în Tel Aviv și să bombardeze Israelul. Al doilea lucru pe care îl pot face, odată ce lovesc baza de lansare a rachetelor din Iran, sigur că vor lovi și centrala nucleară, cea mai mare de aici. Cuvântul acesta ne spune că lucrul acesta se va întâmpla. Uitați! Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului. Îi voi risipi în toate vânturile acestea. Și nu va fi niciun popor la care să nu ajungă fugar din Elam. Asta este similar cu un atac nuclear. Adică, dacă lovește centrala cea mai mare de îmbogățire a uraniului pentru a face rachete nucleare, sigur că lucrul acesta se lasă cu radiații ca la Cernobâl. Și așa spune aici, cele patru vânturi, radiațiile sunt purtate de vânturi și sunt duse pe distanțe foarte mari. Europa poate să sufere din cauza acestei centrale nucleare, pentru că Europa este foarte aproape. România noastră este aproape pentru că pe Marea Neagră, pe zona aceasta, circulă curenți și curenții pot să aducă ușor radiații. N-au fost suficiente cele de la Cernobâl, acum trebuie și din Iran să vină. Dar acestea sunt măsurile pe care Israel le ia după cuvântul Domnului. Citiți în Sfânta Scriptură și veți vedea. Și observați că în fața acestei conflagrații, în fața acestui atac preventiv din partea lui Israel, populația Elamului va trebui să fugă, pentru că nu poate să reziste la radiații. Va fi, deci, un val de emigrație mai mare decât am văzut până acum sub Biden, aici în partea de sud a Californiei și a Arizonei, un val masiv de emigranți. Spune că în toată lumea vor fugi de radiațiile acestea. Și în atacul acesta preventiv pe care Israel îl pregătește, cum, acum când eu vă vorbesc, ei dezbat lucrul acesta pentru că așa scrie în Scriptură, vor urmări și pe căpeteniile lui Iranului. Voi face ca locuitorii Elamului să tremură înaintea vrăjmașilor? Așa? Voi aduce nenorocirea peste ei. Mânia mea aprinsă, zice Domnul, și îi voi urmări cu sabia până ce îi voi nimici. Asta în sabie înseamnă război, în profeții. Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam și voi nimici împăratul și căpetenia. Se va termina cu sistemul acesta teocratic, Consiliul Republicii Islamice, cei cinci ayatollahi, sunt puterea care dictează ce se întâmplă în Iran. Președintele Iranului este mai mult o marionetă ca să arate lumii că există tendințe democratice, se alege președinte, dar președintele trebuie să fie desemnat de cei cinci ayatollahi. Dacă nu-i desemnat de ei și nu-i verificat de ei, nu are nicio șansă să ajungă să iasă președinte. Iar populația, ca pe vremea lui Ceaușescu în România, populația se duce cu bucurie la vot pentru că n-are ce să voteze, are un singur candidat. Și iese 90%. Așa e făcută politica omenească. Deci, un atac preventiv. În atacul acesta preventiv, vreau să vă spun că
Israelul nu va uita nici Irakul. Parte din cele 300 de drone și de rachete care au venit asupra lui Israel au fost trase și din Irak. Nu de către poporul irachian, ci de către bazele militare iraniene din Irak. Și trebuie să lovească și acolo. Și Biblia ne spune că Israel, în riposta aceasta preventivă, va lovi și Babilonul. Uitați-vă în Ieremia 50:9. Căci iată că voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulțime de neamuri mari, conflagrația se amplifică, vin mai mulți participanți, din țara de la miază noapte. Se vor înșirui în șiruri de bătaie împotriva lui și vor pune stăpânire pe el. Dar auziți acum ce spune cuvântul Domnului. Săgețele lui sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile goale. Aceasta este o expresie profetică foarte adâncă. Săgețile lui sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile goale. Dumneavoastră când spuneți săgeți, citiți rachete cu sistem teleghidat. Sunt iscusite. Unde o trimite, acolo se duce, nu dă greș. Asta vrea să spună profetul Ieremia în pasajul acesta. Este un limbaj profetic care în cercetările profetice aplicate la situația actuală vorbește tocmai despre acest lucru. Atacul nu se face cu săgeți la ora actuală, se face cu rachete. Și rachetele acestea nu sunt rachete care sunt trimise numai în aer, ci sunt rachete iscusite, adică cu inteligență artificială, cu sistem computerizat de direcție, cu GPS, o trimite și satelitul de sus, îi dă direcția și spune, uite, acolo lovești. Dovadă este că două săptămâni în urmă, Israel nu admite lucrul acesta, dar acolo se vede că este mâna serviciilor secrete israeliene, au aflat că unul dintre cei mai mari generali iranieni, împreună cu consilierii lui, 8 în total, sunt în Damasc. Și acolo, în Damasc, au pus la cale cum să lovească Hezbollah pe Israel. Serviciile de informație, Mossadul israelian, au găsit lucrul acesta, au știut unde se găsesc, au știut că sunt în ambasada Iranului din Damasc și au știut că ședința lor este în aripa care găzduiește consulatul iranian din Siria. Și cu o săgeată din aceasta iscusită, cu o rachetă din aceasta iscusită, au lovit exact aripa aceea și a îngropat pe toți sub dărâmături. Restul ambasadei a rămas în picioare, dar au lovit numai ce trebuia lovit, așa, chirurgical. Așa este războiul de astăzi și așa se împlinesc profețiile. Pe mine mă surprinde că sunt mulți care se uită în Scripturi și nu văd lucrul acesta. Dar vă mai spun încă ce se poate întâmpla și apoi închei prezentarea mea din seara aceasta. Asta știți foarte bine, ca și mine, că Iranul are trupe surogat, proxy se numesc. Adică proxy înseamnă care lucrează pentru. Și una din aceste trupe surogat este organizația aceasta teroristă, politică, militară și religioasă, Hezbollah. Hezbollah înseamnă poporul lui Dumnezeu, care este în Iran și în Siria. Ce se poate întâmpla este următorul lucru. În atacul acesta preventiv pe care Israel îl pregătește acum asupra Iranului, să lovească Elamul, baza militară de lansare a rachetelor și centrala nucleară. În atacul acesta preventiv, sub euforia biruinței, Israel va experimenta una dintre cele mai grele lovituri militare. Eu cred că va veni din Siria, și am să vă citesc de ce, cred că va veni din Siria via Hezbollah și grupările iraniene din Siria. În Isaia 17 ne spune lucrul acesta. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături.
Cetățile aroierului sunt părăsite, sunt date spre pășune turmelor care se culcă nestingerite acolo. Și acum versetul 3. S-a isprăvit cu cetățuia lui Efraim. Deci este o lovitură de rachetă puternică împotriva lui Israel, este luat prin surprindere. Nu mai pot sistemele antirachete să facă față. Și s-a sfârșit cu împărăția Damascului datorită acestui fapt. Versetul 4. În ziua aceea, slava lui Iacov va fi slăbită și grăsimea cărnii lui va pieri. Deci, în atacul acesta preventiv împotriva Iranului, împotriva Elamului, surogații Iranului nu vor sta cu mâna în sân. Vor urmări să prindă un moment în care să trimită o rachetă în nordul, când spune despre Efraim aici, în nordul lui Israel și să lovească orașele din nordul lui Israel de așa manieră încât să distrugă cea mai mare parte din ele. Deci el spune că slava lui Iacov va fi slăbită și grăsimea cărnii lui va pieri. Încurajați de acest lucru, islamiștii teroriști vor alerga din Egipt, din Irak, din Liban, din Arabia Saudită, din Iordania, vor alerga în Siria ca să prindă momentul și să vină masiv împotriva lui Israel. Dar uitați ce se întâmplă în momentul acesta și cu aceasta vă las mai departe în mâna Domnului. Versetele 12 la 14 din Isaia 17. Vai ce vuie de popoare multe, că se adună, că se încurajează. Dacă au lovit odată pe Israel și a nimicit partea de nord, se încurajează și vin mai mulți. Vai ce vuie de popoare multe, care urlă cum urlă marea. Ce zarvă de neamuri, care mugesc cum mugesc niște ape puternice. Neamurile mugesc cum mugesc apele mari. Dar când le mustră Dumnezeu, ele fug departe, izgonite ca pleava de pe munți la suflarea vântului, ca țărână luată de vârtej. Să auziți! Spre seară vine o prăpădenie neașteptată împotriva lui Israel și până dimineața nu mai sunt. Iată partea celor ce ne jupoaie și soarta celor ce ne jefuiesc. Sunt lucruri profunde, lucruri adânci, această incursiune militară asupra lui Israel în partea de nord va determina ca Israel să se regrupeze și în regruparea lui să lovească Damascul cu desăvârșire, să-l desfințeze, să mai existe vreodată ca oraș sau Siria ca și țară. Este cel mai vechi oraș locuit din lume la ora actuală, dar îi vine rândul și este trist că trebuie să-i vină rândul pentru că se ridică împotriva planului lui Dumnezeu. Uite, urmăriți bine ce se întâmplă, dar urmăriți cuvântul Domnului, unde nu înțelegeți, contactați-ne, vrem să fim de ajutor bisericii. Sunt vremurile cele mai de pe urmă și de aceea trebuie să fim convinși de acest mare adevăr. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos, răpirea bisericii, este chiar la uși. Domnul este cu mâna pe clanță. Amin? Vino, Doamne Iisuse! Domnul să vă binecuvinteze!